Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Pentru început, titlurile ediției. Ieri model, azi dealer de droguri. Cel mai sexy bărbat de la noi urma să se îmbogățească cu 200 de mii de lei dacă reușea să vândă pe Piața Neagră peste 400 de pastile ecstasy. Conducătorii auto loviți din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat din nou prețurile la carburanți. Tinerii înecați la sfârșitul săptămânii trecute în Prut au fost identificați. Răpuși de durere, părinții acestora au plecat la Iași pentru a-și aduce copiii acasă în sicrie. Identificat după 16 ani, rămășițele unui bărbat ucis în timpul atacului de la World Trade Center, care a zguduit lumea, au fost dezvăluite abia acum. Ne descurcăm și cu probleme în lot. Naționala de tineret este pregătită de partida amicală cu Cipru, care va avea loc pe 9 august. Carieră de model combinată cu afaceri cu droguri, cel mai sexy bărbat din Moldova, desemnat în anul 2016, riscă până la 15 ani de închisoare. Acesta este bănuit că ar fi comercializat substanțe narcotice în cluburile de noapte. Din grupare mai faceau parte alți doi indivizi, printre care și un polițist de la Fulger. Poliția a publicat filmul reținerea acestuia. Potrivit oamenilor legii, modelul și-a recunoscut deja vina. I'm 25 years old. My hobby is music, sport and art. I work very much to develop myself, both intellectually and physically. Acum un an, Anatol Jalbă a reprezentat Republica Moldova la concursul internațional Mr. World 2016. Recent însă acesta a fost prins de polițiști în timp ce comercializa ecstasy în cluburile de noapte. Împreună cu alți doi indivizi, acesta făcea parte dintr-o grupare ce comercializa droguri în discotecile din Chișinău. Printre aceștia se afla și un polițist de la Fulger. În timpul reținerii, Anatol Jalbă avea asupra lui 440 de pastile ecstasy, care pe Piața Neagră valorează peste 200.000 de lei. Toți membrii clanului au fost reținuți, iar acum riscă până la 15 ani de închisoare. Conducătorii auto, tot mai nedreptățiți, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a majorat din nou prețurile la carburanți. Astfel, până pe 22 august, benzina auto Premium 95 cu cifra octanică 95 va fi comercializată la prețul de 17 lei și 6 bani pentru un litru, în comparație cu 16 lei și 52, cât era anterior, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor scoate din buzunare 14 lei și 77 de bani, comparativ cu 14 lei și 20 de bani, cât costa până acum. Prețurile stabilite de operatori vor intra în vigoare și se vor aplica pentru toți consumatorii, începând cu ziua de miercuri după miezul nopții. Parlamentul de la Chișinău crește milionari. Cel puțin 5 deputați din actualul legislativ au avut anul trecut venituri mai mari de 1 milion de lei. O dovedesc declarațiile lor de avere făcute publice. Unii și-au procurat case, iar alții mașini noi. Certe că banii nu au provenit doar din salariul de la Parlament. Potrivit Mold Street, majoritatea bogătașilor din Parlament sunt din Partidul Democrat. În fruntea clasamentului este indiscutabil președintele legislativului, care este milionar. Cel puțin asta reiese din declarația sa de avere. Andrian Candu a câștigat anul trecut peste 11 milioane de lei, de aproximativ 4 ori mai mult decât în 2015. Șeful Parlamentului este urmat în top la mică distanță de liberalul Iurie Dârda, care declară pentru anul 2016 un venit de 11,63 milioane de lei, dintre care doar 200 de mii sunt din salariul de deputat, iar restul din dividende de la diferite companii. Pe locul 3 se află deputatul democrat Eugeniu Nichiforciuc, care are venituri de peste 3 milioane de lei. Un alt deputat PD, Vladimir Andronache, este și el milionar în lei și are puțin peste 2 milioane jumătate de lei. Pe ultimul loc în top 5 se află președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, care din acest s-a lipit și el democraților. Juravski declară un venit total de 1,35 milioane de lei. Sunt și unii parlamentari care preferă să investească banii, drept exemplu în automobile sau case. Potrivit anticorupție.md, cei care și-au făcut achiziții scumpe în 2016 sunt deputații care și-au părăsit fracțiunile pentru a face parte din majoritatea parlamentară, iar ulterior unii dintre ei au aderat la Partidul Democrat. Cea mai luxoasă achiziție, fără discuții,
și-a făcut-o deputatul democrat Constantin Țuțu, un Mercedes-Benz S350, care valorează nici mai mult, nici mai puțin decât 75.000 de euro. Deși în declarația sa de avere, acesta a indicat că a câștigat anul trecut doar 5.400 de euro. Fostul deputat comunist Igor Vremea și-a cumpărat anul trecut un Hyundai Tucson nou-nouț, evaluat la prețul de 534.000 de lei. Și Boris Golovin, care de asemenea a trecut de la comuniști la democrați, și-a luat anul trecut un Hyundai Santa Fe nou, estimat la 38.300 de euro. Ștefan Creangă s-a ales anul trecut cu o casă nouă, evaluată la prețul de 1,3 milioane de lei, și o motocicletă Honda VT, pentru care a plătit 8.000 de euro. Fostul comunist Sergiu Stati și-a cumpărat un apartament de 105,8 metri pătrați, evaluat la 555.179 de lei. Ce-i drept, sumele declarate de către deputat sunt de cele mai deseori subevaluate. Baza militară de la Bâlboaca, subiect de manipulare în presa rusă. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. Corpurile neînsuflețite ale celor doi tineri moldoveni care au fost găsite acum două zile de poliția de frontieră română, plutind pe apele râului Prut, au fost identificate. Aceștia erau locuitori ai satelor Boghenii Noi și Măgurele din Raionul Ungheni. Imediat, cum au aflat, părinții, răpuși de durere, au și plecat la Iași pentru a-și aduce copiii de 21 și 22 de ani acasă, în sicrie. Potrivit specialiștilor de la Serviciul Protecție Civile și Situații Excepționale Ungheni, tinerii s-ar fi scăldat într-un loc interzis. Echipa de salvare a fost alertată vineri de către un localnic martor la această tragedie. Potrivit lui, în apă s-ar fi format un vârtej care l-a înghițit pe tânărul de 21 de ani. Celălalt a încercat să-și salveze prietenul, dar din cauza curenților s-a anecat și el. Timp de două zile, scafandrierii i-au căutat pe cei doi, dar fără niciun rezultat. Abia pe 6 august, corpurile neînsuflețite au fost văzute plutind pe apele Prutului de către oamenii din localitatea Bran, România, care au anunțat forțele de ordine. Precizăm că în acest sezon, 4 persoane din Raionul Ungheni și-au pierdut viața în condiții similare. Dosarul Dorin Chirtoacă ajunge și pe masa magistraților Curții Constituționale. Curtea de apel a solicitat astăzi ca articolul prin care primarul general al Capitalei a fost suspendat din funcție să treacă testul de constituționalitate. Asta după ce avocații edilului afirmă că articolul 33 din legea privind administrația publică locală nu este legală. Dorin Chirtoacă este cercetat în dosarul parcărilor cu plată. Acesta pledează nevinovat, iar liderul PL, dar și colegii săi, spun că este un dosar politic. Locuiește într-un apartament de lux în centrul capitalei și conduce un automobil Audi A8, toate procurate dintr-un salariu modest ca angajat al primăriei. Vorbim despre viceprimarul Nistor Grozavu, care este mai nou șef interimar în locul lui Dorin Chirtoacă. Potrivit ziarului de gardă, proaspătul primar interimar locuiește într-un apartament din centrul Chișinăului cu o suprafață de 186 de metri pătrați. Locuința, amplasată într-un bloc cu 5 etaje din strada 31 august 1989, în care trăiește și fostul președinte democrat Marian Lupu, a fost cumpărată de soții Nistor și Maria Grozavu în mai 2010, la aproape 4 ani de la instalarea acestuia în fotoliul de viceprimar. Maria Grozavu este și ea angajată la primărie, fiind șefa secției autorizări construcții individuale a Direcției Generale Arhitectură și Urbanism. În 2015, Nistor Grozavu a fost verificat de Comisia Națională de Integritate, fiind bănuit că nu a declarat un conflict de interese. Ulterior, însă, instanțele de judecată au anulat actul CNI, iar Grozavu a scăpat nepedepsit. Declarația de avere pentru anul 2016 nu este încă publică, dar pe anul 2015 Grozavu indica un salariu de funcție la primărie în valoare de 163.390 de lei. În martie 2016, viceprimarul conducea și un Audi A8 din 2007, obținut în 2011. Precizăm că Nistor Grozavu a preluat de săptămâna trecută funcția de primar general al municipiului Chișinău, ce-i drept provizoriu până când justiția nu va face lumină în cazul edilului Capitalei Dorin Chirtoacă. Fostul viceprimar și-a intrat repede în drepturi și a semnat deja mai multe dispoziții. Eu nu știu cum să mă exprim. În viziunea mea, mai corect ar fi, așa cum am văzut la colegii din România,
scrie că este viceprimar cu atribuții de primar general. Nistor Grozavu a fost primul reținut de CNA în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău, deschis de către procurorii anticorupție. Acesta însă se află la libertate, fiind cercetat sub control judiciar, și asta pentru că a colaborat cu anchetatorii. În același dosar a fost deja condamnat și colegul său, fostul șef pe transporturi, Igor Gamrețchi, care i-a dat de înțeles lui Grozavu să nu se bucure prea mult că a scăpat. Dacă dau eu declarații, cred că jumătate din colegi o să trebuiască să plece. Deci să nu fie așa de prea curați cineva și cineva să-i încarce carul. Nu merge treaba asta. Republica Moldova a fost subiectul unei noi manipulări în presa rusă. De această dată, postul de televiziune Russia Today a publicat un articol în care se scrie că NATO pregătește militarii moldoveni pentru un nou conflict în regiunea transnistrană. Pentru asta ar fi oferit un suport financiar de renovare a bazei militare de la Bulboaca. Ministerul Apărării de la Chișinău a reacționat rapid și a calificat articolul drept o minciună. De fapt, poligonul este reparat pentru a instrui militarii ca să participe în acțiuni de pacificare sub egida ONU, se arată într-un comunicat de presă emis de instituție. Poligonul militar din localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi, a devenit subiect de dispute în presa rusă. Postul de televiziune Russia Today, cunoscut ca unul din cele mai puternice mașinării de manipulare a Kremlinului, a publicat un articol în exclusivitate în care se scrie că NATO ar fi oferit bani pentru a moderniza baza militară. Totul pentru ca soldații să fie pregătiți de a lupta pe Nistru. Poligonul de la Bulboaca este cel mai performant din dotarea Armatei Naționale a Moldovei. Cu ajutorul investițiilor americane, aici urmează să fie construit un centru de instruire a militarilor, o școală, un hotel, dar și un centru comercial. Toate astea pentru ca militarii noștri să fie pregătiți să intervină în misiunile de pacificare sub egida ONU. Într-un comunicat, Serviciul de Presă al Ministerului Apărării menționează că instituția beneficiază de un grant de 1,6 milioane de dolari pentru modernizarea bazei militare de la Bulboaca, astfel încât aceasta să permită instruirea militarilor armatei care participă în operațiuni internaționale de menținere a păcii, cu mandat ONU. Aceste activități nu au legătură cu NATO și nu afectează neutralitatea statului, așa cum se sugerează în articol. Armata Națională participă în misiuni internaționale de menținere a păcii începând cu anul 1997, cu un total de aproximativ 300 de ofițeri și subofițeri în 11 state. O renumită interpretă este în depresie. Ce i s-a întâmplat, vă spunem în câteva minute la știri. Începând cu luna septembrie, în toate sectoarele din municipiul Chișinău va fi restabilit iluminatul stradal. Autoritățile spun că rețelele electrice afectate în urma intemperiei din luna aprilie au fost montate în proporție de 90%, iar începând din această săptămână vor fi curățate și cablurile deteriorate, de care se fac responsabili agenții economici, care prestează servicii de internet și televiziune. Potrivit responsabililor de la Lumtech, muncitorii sunt nevoiți să lucreze și în zilele de odihnă pentru a restabili rețelele. Noi lucrăm foarte intensiv, lucrăm și sâmbătă și duminică. Cred că am făcut în perioada asta de aprilie până mai, noi am făcut un lucru enorm de mult. Noi restabilim rețeaua existentă, nu facem rețele noi și așa mai departe. Responsabilii de la Lumtech mai spun că de cablurile împrăștiate prin oraș se fac vinovați agenții economici care prestează servicii de internet și televiziune. Nu sunt cabluri Lumtech. Astea sunt cabluri de fibră optică pe care pentru internet și așa mai departe, televiziune și internet. Sunt circa 19 parmi agenți economici care au cablurile date. Începând cu săptămâna asta, avem și noi dreptul ca să le demontăm în locurile unde am schimb, să le demontăm, toate lucrurile acestea trebuie să ocupe proprietarii acestor cabluri și nu noi.
Deocamdată nu se cunoaște suma de care ar fi nevoie pentru lucrările de reabilitare a sistemului de iluminare. Amintim că în urma intemperiei din luna aprilie recent, numai în municipiul Chișinău au fost înregistrate pagube de peste 70 de milioane de lei. Peste 10.000 de arbori au fost dobărâți, 100 de fire electrice au fost rupte, iar 130 de piloni au căzut la pământ. Cele mai afectate sectoare au fost Râșcani și Botanica. Caz de o cruzime fără margini, un tânăr din Republica Moldova de doar 23 de ani și-a ucis tatăl vitreg, cetățean italian, după care și-a rănit grav mama. Incidentul s-a întâmplat în amiaza zilei de ieri în orașul Bergamo. Poliția din Italia a fost alertată de către vecini înspăimântați de țipetele femeii. Suspectul a fost reținut și și-a recunoscut vina. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tânărul și-a atacat tatăl vitreg de 40 de ani cu un ciocan, după care l-a înjunghiat cu un cuțit. Acesta i-a aplicat bărbatului câteva zeci de lovituri în piept și pe față până când l-a omorât. Mama tânărului din Republica Moldova a încercat să intervină, însă băiatul a rănit-o grav. Femeia a fost transportată la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală. După ce a comis crima, băiatul a rămas acasă până la sosirea poliției. Oamenii legii din peninsulă urmează să investigheze cazul pentru a afla cauzele care l-au determinat pe tânăr să recurgă la acest gest. În prezent, acesta se află în arest. A fost prins hoțul care a furat săptămâna trecută din curtea unui bloc de locuit din capitală o mașină fabricată în perioada sovietică. Vorbim despre un tânăr de 20 de ani din raionul Nisporeni, care a fost reținut de oamenii legii într-un parc din sectorul Buicani. În urma cercetărilor demarate la fața locului, forțele de ordine au depistat în portbagajul automobilului mai multe accesorii auto furate. Tânărul a fost condus la inspectorat pentru audieri, unde și-a recunoscut vina. Acesta este cercetat penal și riscă de la 13.000 la 27.000 de lei amendă sau închisoare de până la 4 ani. Anterior, individul a mai fost judecat pentru fapte similare. A dat o spargere ziua în amiaza mare. Vorbim despre un bărbat de 28 de ani care a fost reținut de oamenii legii după ce a intrat într-un apartament din sectorul Râșcani și a furat un ceas confecționat din aur în valoare de 40.000 de lei. Până în prezent, ceasul nu a fost găsit. Potrivit proprietarei, furtul a fost comis la sfârșitul lunii iulie. Individul a fost reținut de oamenii legii. În cadrul audițiilor, el a recunoscut că după ce a sustras ceasul, l-a transmis unei persoane pentru a-l vinde la un lombard. În prezent, polițiștii întreprind măsuri pentru a găsi ceasul, dar și pe celălalt complice care a participat la furt. Bărbatul riscă până la 4 ani de închisoare. Mai multe localități din Republica au fost afectate în urma furtunii și ploilor puternice de duminică seara. În municipiul Chișinău au fost distruse țiglele metalice de pe blocurile de locuit, iar în unele raioane au fost distruse hectare întregi de viță de vie. În același timp, zeci de case au rămas descoperite din cauza vântului puternic. În sud-vestul Republicii Moldova, în localitatea Avdarmar din Găgăuzia, vântul a smuls peste 500 de metri pătrați de țigle de pe acoperișul unui depozit agricol, iar ploaia a afectat 6 hectare de vii. În localitatea Hâncești, raionul Ungheni, vijelia a afectat 3 depozite unde au fost deteriorate 130 metri pătrați de țiglă și 70 foi de ardezie de pe acoperișurile acestora. Ploaia a făcut ravagii și în nordul țării, unde de pe liceul teoretic din satul Bărăboi, raionul Dundușeni, au fost smulse mai multe foi de ardezi, iar în localitățile Moșana și Elizavetovca, același raion, vântul a descoperit mai multe case. Și municipiul Chișinău a fost afectat din cauza ploilor. De pe un bloc locativ cu 13 nivele din strada Nicolae Sulac au fost distruse 40 de metri pătrați de țiglă metalică. Comisiile pentru situații excepționale teritoriale urmează să estimeze prejudiciile cauzate. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 32, 40 și 50 de ani, domiciliați în raionul Ochnița, au fost reținuți și sunt suspectați pentru furtul unui tractor. Reținerea a avut loc la 29 iulie, curent, după ce un locuitor din raionul Dondușeni s-a adresat la poliție din motiv că i-a dispărut tractorul în valoare de 250.000 de lei. Suspecții au fost vizați și în alte dosare penale. Doi dintre suspecții și recunosc vina pe deplin. Bărbații riscă pedeapsă cu închisoare de la 7 până la 12 ani.
Un cetățean moldovean de 61 de ani din localitatea Medveja, raionul Bricene, riscă pușcărie pentru că ar fi încercat să treacă în Ucraina mai multe butelii cu alcool. Potrivit poliției de frontieră, bărbatul transporta 23 de butelii cu lichid transparent asemănător alcoolului fără acte de proveniență. Buteliile erau acoperite cu crengi pentru a nu fi observate. Cele 300 de litri de alcool urmau să ajungă în Ucraina. Bărbatul riscă 5 ani de închisoare. O femeie de 48 de ani și un bărbat de 34 de ani, originari din Chișinău și Hâncești, au fost reținuți fiind bănuiți de confecționarea și falsificarea diferitor acte pe care erau aplicate ștampilele unor instituții în scopul obținerii unor credite bancare. Potrivit poliției, bănuiții contactau doar persoane de încredere sau persoane recomandate pentru a pregăti setul necesar de acte și de a obține ulterior creditul. În urma unor percheziții în automobilul cu care se deplasau și la domiciliul acestora, forțele de ordine au depistat și ridicat carnete de muncă, certificate, diplome de bacalaureat, ștampile de întreprinderi, precum și alte documente contabile cu semne evidente de falsificare. Pentru această faptă, cei doi riscă închisoare de până la 5 ani. Guvernul încurajează copiii din diasporă să învețe limba română și să știe care sunt rădăcinile părinților. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a expediat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora 500 de abecedare albinuța semnate de Grigore Vieru copiilor născuți peste hotarele țării. Cărțile au fost expediate în 30 de țări. Cel mai mare număr de exemplare a fost livrată în Rusia, Italia, Ucraina, Canada, Franța, Portugalia, România, Spania, SUA și Kazahstan. România este greu încercată de condițiile meteo extreme din ultima perioadă. Din acest motiv, scăldatul pe litoralul din România este interzis. De două zile, Salvamaria arborează steagul roșu din cauza valurilor agitate, care ajung la țărm până la 2 metri, iar în larg la 5 metri. Totodată, meteorologii spun că din cauza intempăriilor, în următoarele zile, România se va confrunta și cu furtuni de nisip. Interdicția scăldatului vine în contextul în care peste 20 de persoane au fost ieri la un pas de a se înneca, iar de la începutul sezonului 16 oameni au fost înghițiți de valuri. Potrivit meteorologilor, vremea este capricioasă din cauza alternanței valului de aer cald din Africa de Nord cu cel rece venit dinspre Polul Nord. Totodată, meteorologii spun că din cauza aerului adus din Africa de Nord, în România ar putea apărea și furtunile de nisip. Acestea nu aduc consecințe grave, singurul efect vizibil fiind murdărirea carosabilelor și a altor obiecte de la nivelul solului. Rămășițele unui bărbat ucis în timpul atacului de pe 11 septembrie 2001 de la World Trade Center a fost identificată abia acum, la aproape 16 ani de la atacul sângeros care a zguduit lumea. Anunțul a fost făcut din conducerea unui spital din New York, însă identitatea victimei nu a fost dezvăluită la cererea familiei. Potrivit The Washington Post, ultima identificare a unei victime care și-a pierdut viața în 2001 a fost făcută în martie 2015. Medicii se folosesc de teste ADN și alte mijloace pentru a potrivi fragmentele osoase ale celor 2753 de persoane ucise în timpul atacului. Până în prezent au fost identificate 1641 de victime, ceea ce înseamnă că peste 40% dintre cei care și-au pierdut viața nu au fost identificați încă. Atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite au zguduit lumea, peste 6.000 de oameni fiind răniți, iar 2.753 de persoane și-au pierdut viața. Acestea au fost catalogate drept cele mai sângeroase atacuri de pe teritoriul american din toate timpurile. Gruparea teroristă Al-Qaeda a coordonat și a revendicat atentatul. Coreea de Nord a amenințat cu acțiuni fizice ca răspuns la adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a unei noi rezoluții cu sancțiuni. Phenianul califică acest demers drept un act terorist dirijat de SUA împotriva sa.
Această declarație venită din partea Comitetului de Pace al Coreei de Nord în Asia-Pacific intervine la o zi după ce regimul de la Phenian a denunțat sancțiunile ONU ca urmare a noilor sale teste de rachete cu rază lungă de acțiune și a amenințat cu represalii Washingtonul. Precizăm că recent Consiliul de Securitate al ONU a adoptat noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord ca urmare a celor două teste cu rachete balistice intercontinentale efectuate în iulie. Măsurile, inclusiv interzicerea tuturor exporturilor de cărbune, au ca scop reducerea cu o treime a veniturilor anuale ale exporturilor nord-coreene în valoare de 3 miliarde de dolari. Rezoluția care prevede sancțiuni împotriva Coreei de Nord este a opta de acest gen, adoptată din 2006, când Phenianul a efectuat primul său test nuclear. Coreea de Nord a declarat că armele sale nucleare nu fac obiectul unor negocieri și că va continua să combine politica sa de dezvoltare a armelor nucleare cu cea economică. O femeie a fost împinsă cu brutalitate în fața unui autobuz de către bărbat care alerga pe o bandă special amenajată pentru pietoni. Aceasta mergea liniștit pe o stradă din Londra, fără să-și imagineze că cineva ar putea să-i facă vreun rău. În timp ce alerga, atacatorul s-a intersectat cu victima și efectiv a îmbrâncit-o. Acesta și-a văzut de drum mai departe, fără să se uita în urmă. Femeia a căzut la pământ și era cât pe ce să fie lovită în plin de un autobuz, însă șoferul a reacționat rapid și s-a oprit la timp. În cele din urmă, victima nu a avut de suferit, dar s-a ales cu o sperietură zdravănă. Momentul a fost surprins de o cameră video, iar înregistrarea a devenit virală pe internet. Autoritățile londoneze sunt acum în căutarea făptașului. Cântăreața irlandeză Sinéad O'Connor a încercat să-și pună capăt zilelor. Pe o rețea de socializare, vedeta a postat un filmuleț în care spune că suferă de tulburări psihice din cauza mai multor trădări din partea familiei sale. Vedeta s-a filmat în camera unui hotel și a spus plângând că se luptă să rămână în viață în fiecare zi. Nobody except my business manager who can take any advantage he wanted. You know what I mean? I'm all by my fucking self and it's a crime and it should not be acceptable to any man. Așa a ajuns interpreta de 50 de ani, Sinéad O'Connor, din cauza singurătății căreia nu-i mai poate face față. Deși are 4 copii, se pare că relația cu aceștia nu-i cea mai bună. Artista se plânge și pe soțul ei, care se pare că a uitat-o. Nu este prima oară când artista se gândește la sinucidere, căci se luptă cu depresie de mai bine de 15 ani. În trecut a încercat să-și ia viața cu o supradoză, însă a scăpat nevătămată. Sinéad O'Connor a devenit celebră în 1990, grație piesei Nothing Compares to You. Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport, prezentate de colegul meu, Ion Buga. Probleme de efectiv pentru naționala de tineret a Moldovei în ajunul meciului amical cu selecționata similară a Ciprului. Antrenorul Denis Stelean Oprea nu va putea conta pe 4 jucători de la Petrocub Hâncești, care au fost rechemați la club pe ultima 100 de metri. Frații Valeriu și Andrei Makritski, Ivan Urvanțev și Sergei Svinarenko nu vor putea ajuta naționala de tineret a Moldovei în meciul amical cu Cipru programat pe 9 august la stadionul Zimbru. De data aceasta, acești copii n-au făcut nimic rău. Din contră, i-am văzut foarte supărați, aproape plângând au plecat acasă când și-au luat la revedere de la colegi. Această situație nu va avea repercusiuni asupra jucătorilor pentru meciurile viitoare. Ei rămân în continuare în vederile noastre. Nu a fost o decizie din partea lor, a fost pur și simplu, știu și eu, politica clubului pe care v-am spus. Eu nu vreau să o comentez, am vrut să vedem până la urmă și atârnarea unor cluburi față de echipele naționale. Unul din puținii stranieri din lotul Moldovei, Andrei Marandici, are așteptări pozitive de la acest duel. O băgam foarte serios, ca un joc oficial. Să fie un test foarte, foarte important pentru jocuri cu Croația și toți vrem să obținem un rezultat pozitiv și să ne arătăm bine, să facem un joc pozitiv. În acest an, echipa de tineret încă nu a câștigat vreun meci amical. În ultimul dintre ele, disputat acum 2 luni, Moldova a fost învinsă de Armenia cu 1-0. Meciurile ce au fost rămân istorie. Noi putem spune din partea noastră că zi de zi muncim pentru a face meciuri bune, cu rezultate bune, adică aducem, să aducem în fiecare meci victoria.
Partida Moldova-Cipru este programată pentru 9 august și se va disputa pe stadionul Zimbru din Chișinău cu începere de la ora 19. Intrarea va fi liberă. FC Barcelona a câștigat cu scorul de 5-0 meciul pentru trofeul Juan Gamper, disputat în fiecare an pe Camp Nou, dar de această dată catalanii au avut un aspect de seamă. Messi și compania au făcut spectacol în fața celor 65.000 de spectatori. Gerard Deulofeu, revenit în această vară la Barcelona pentru a-l înlocui pe Neymar, a deschis scorul în minutul 6. Sergio Busquets a izbutit să mărească avantajul în minutul 28 printr-un șut trimis în vinclu de la 25 de metri, în timp ce Leo Messi a marcat pentru 3-0 și a stabilit scorul primei reprize. Catalanii au revenit la fel de montați de la cabine, iar Luis Suarez și Denis Suarez au marcat de încă două ori pentru a stabili scorul final, în timp ce Paco Alcacer a ratat o lovitură de la 11 metri. Meciul de pe Camp Nou a fost plin de emoție pentru jucătorii și spectatorii prezenți la meci. Alan Rushel, capitanul lui Chapecoense și unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic, s-a aflat pe teren și a fost aplaudat de întreg stadionul în momentul în care a părăsit gazonul. Un milagre da vida. Nesse dia único. Parabéns, Alan! Echipa din Brazilia a fost implicată într-un accident aviatic în luna noiembrie a anului trecut și doar 6 persoane au reușit să supraviețuiască în catastrofa de la Medellin. Interesant este că Barcelona este singura echipă care a susținut financiar clubul sud-american în urma dezastrului din toamna trecută și încasările de la această partidă urmează să fie și ele trimise în contul lui Chapecoense. Tenismena moldoveană Anastasia Detiuc a debutat cu dreptul la turneul ITF de la Viena, dotat cu premii totale în valoare de 15.000 de dolari. Anastasia Detiuc s-a confruntat în primul tur cu a cincea favorită a competiției din Austria, italianca Lucreția Stefanini. Jucătoarea noastră a început în forță duelul și în primul set s-a impus cu scorul de 6-2. Setul secund a fost unul foarte disputat și cele două jucătoare au mers cap la cap până în tie-break, unde Detiuc a fost mult mai montată și după o oră și 47 de minute a fost declarată învingătoare. În a doua rundă la Viena, Anastasia Detiuc se va confrunta cu Carolina Novotna din Cehia. Dinamo București a învins-o pe Gazmetan Media și în etapa a patra din Liga 1 scor 3-1 și se menține la un singur punct distanță de podium. Trupa lui Cosmin Contra a deschis scorul în minutul 32 dintr-un penalti executat de Paul Anton după un fault tâncăreu al lui Ionuț Voicu asupra lui Costache. Câinii au majorat diferența în minutul 72, când Hanca a finalizat după o pasă primită de la Nemeț. Tot Hanca a fost cel care a majorat diferența 3 minute mai târziu după asistul lui Nascimento. Popovici a stabilit scorul final în minutul 4 de prelungiri. După 4 etape disputate, Dinamo a urcat pe locul 4 cu 9 puncte, în timp ce Gazmetan continuă să rămână lanterna roșie a Ligii 1 fără niciun punct acumulat. După ce Maria Sharapova a fost suspendată 15 luni după ce a fost depistată cu meldonium, o altă jucătoare importantă este în centrul unui scandal de dopaj. Este vorba de italianca Sara Errani. Sara Errani, fostă finalistă la Roland Garros în 2012, a fost suspendată 2 luni începând din 3 august după ce a fost depistată pozitiv la un control antidoping, a anunțat Federația Internațională de Tenis. Errani va pierde premiile și punctele obținute între 16 februarie, data testului inițial pozitiv, și 7 iunie, data următorului test care a fost negativ. Errani a fost testată la 16 februarie în afara competiției. În eșantionul de urină recoltat, laboratorul din Montreal a depistat substanța letrozol, un inhibitor de aromatază care este inclus în secțiunea C4 hormoni și modulatori metabolici a listei substanțelor interzise a Agenției Mondiale Antidoping. Jucătoarea va putea din nou să se angajeze într-un turneu începând din 2 octombrie. Atât din sport în această seară, la revedere. În continuare, vă prezentăm datele despre starea vremii. Bună
Bună seara și bine v-am găsit! De mâine, valul de caniculă revine în forță pe suprafața întregii țări. Astfel, meteorologii au emis chiar și un cod galben și portocaliu de căldură și instabilitate atmosferică. Prin zona Moldovei ne vom răcori de-a binelea pentru că temperaturile vor fi joase, iar cerul va fi mai mult noroz. În această noapte, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, de exemplu, prin regiunile centrale și vestice, minima va indica 16 grade. La fel, prin aceste zone, cerul va fi noros și s-ar putea să mai cadă câțiva stropi de ploaie. În regiunile din sud-vestul teritoriului, vremea va fi liniștită, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va înregistra 24 de grade Celsius. Vremea rămâne la extreme pe teritoriul românesc. Valul de caniculă care a fost emis de meteorologi se va extinde în vestul țării, temperaturile putând ajunge până la 33, chiar și 36 de grade Celsius. Vreme norată va fi prin nord și centru, unde temperaturile vor fi joase, fiind cuprinse între 27 și 29 de grade. Pentru zona Moldovei, veștile sunt ceva mai bune. Vom avea parte de vreme răcoroasă și sunt prognozate între 27 și 29 de grade Celsius. Cerul noros va persista prin nordul și sud-estul Republicii. În dreapta Prutului, la Iași, Suceava și Galați, va fi o vreme frumoasă și tot aceleași temperaturi de 27 și 29 de grade. La Chișinău, temperaturile caniculare se retrag ușor, cerul se va menține noros mâine. Temperatura maximă va indica ziua până la 28 de grade, iar noaptea vor fi până la 19 grade Celsius. Locuitorii capitalei București nu vor scăpa nici mâine de caniculă, soarele va ridica temperaturi de până la 30 de grade Celsius, în schimb, vântul va sufla liniștit, valoarea minimă va fi de 20 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme, o seară frumoasă să aveți, numai bine! La finalul programului informativ actual, vă reamintim principalele subiecte ale ediției. Ieri model, azi dealer de droguri. Cel mai sexy bărbat de la noi urma să se îmbogățească cu 200.000 de lei dacă reușea să vândă pe Piața Neagră peste 400 de pastile ecstasy. Conducătorii auto loviți din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat din nou prețurile la carburanți. Tinerii înecați la sfârșitul săptămânii trecute în Prut au fost identificați. Răpuși de durere, părinții acestora au plecat la Iași pentru a-și aduce copiii acasă în sicrie. Identificat după 16 ani, rămășițele unui bărbat ucis în timpul atacului de la World Trade Center, care a zguduit lumea, au fost dezvăluite abia acum. Ne descurcăm și cu probleme în lot. Naționala de tineret este pregătită de partida amicală cu Cipru, care va avea loc pe 9 august. Acesta a fost programul informativ actual. Sunt Irina Staver și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul Noroc TV, dar și pe pagina de Facebook, Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 804 388 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. Rămâneți alături de programele noastre. O seară frumoasă în continuare. La revedere!